doliu în lumea fotbalului. Este vorba despre fostul jucător de fotbal și manager al lui Chelsea, John Hollins, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunțat clubul englez. John Hollins a jucat 592 de meciuri pentru Chelsea, al cincilea cel mai mare număr de meciuri jucate de un jucător din istoria clubului. De asemenea, Hollins a jucat și pentru Arsenal și QPR. John Hollins s-a născut pe 16 iulie 1946, în Guildford, Anglia. El a jucat în principal pe postul de mijlocaș și a avut o carieră remarcabilă în fotbal. Hollins a jucat pentru mai multe cluburi importante, printre care Chelsea, Arsenal și Queen's Park Rangers, iar în timpul carierei sale a reprezentat și echipa națională a Angliei în mai multe ocazii. De asemenea, după retragerea sa din activitatea de jucător, Hollins a continuat să lucreze în fotbal ca antrenor și a avut numeroase angajamente în diverse echipe. Hollins a jucat, de asemenea, în peste 100 de meciuri atât pentru Arsenal, cât și pentru Queen's Park Rangers. În drumul său spre obținerea recordului pentru cele mai multe apariții ale unui jucător pe teren din istoria primei ligi engleze, după ce a părăsit Higbury, Hollins s-a întors pe Stamford Bridge în 1983 pentru ultimul an al carierei sale de jucător, ajutând-o pe Chelsea să promoveze din nou în prima divizie după o absență de 5 ani. Apoi, un an mai târziu, l-a înlocuit pe John Neal în funcția de antrenor și și-a condus echipa într-o luptă credibilă pentru titlu în sezonul 1985-1986. Ajungând în fruntea clasamentului în februarie, înainte de a se îndepărta după un final slab și de a termina pe locul 6, a fost întotdeauna atât de modest cu privire la rolul pe care l-a jucat în istoria lui Chelsea. Avea doar 15 ani când a semnat pentru club și a continuat să câștige trofee în acele echipe incredibile din anii 60-70. Avea atât de multe povești, dar întotdeauna a spus că îi plăcea să alerge pe bridge și să poarte acel faimos tricou albastru.